Mi-ai pregătit ochelarii de citit, Mircea? Eu? Nu. Glumesc. Nu este treaba ta. Așadar, visați cu ochii deschiși. Timpul de poveste, chiar dacă povestea este pentru copii mai mari și pentru copii trecuți de 70-80 de ani, dar și pentru copii trecuți de 7-8 ani. Trecuți de 70-80 de ani nu mai sunt. Nu mai sunt copii? Ei, află că pot să fie și ei copii. Da, în suflet. M-ai întrebat, Efrem, altă dată, dacă Iosif... Ajunge sfânt. Ajunge sfânt. E ultima parte a poveștii și o să-mi spui tu dacă a ajuns sfânt sau nu. Deci Iosif s-a dus în deșert, a stat acolo foarte mult timp ca pustic, veneau oamenii să se spovedească la el și el doar îi săruta pe frunte la sfârșit, făcea o cruce deasupra lor, le zâmbea și nu le spunea nimic. Dar la un moment dat, după ce a stat așa zeci de ani în pustiu, a fugit la un alt duhovnic foarte vestit, care se chema Dion Pugil. Dion Pugil. Pugil, pentru că era luptător cu pumnii, se spune că îl bătea pe dracu când venea la el, îl bătea cu pumnii. Păi, nu ai cum să... Ei, eu știu, așa... Poate că îl bătea, nu, că îl bătea cu pumnii lui Dumnezeu. Era un duhovnic foarte cunoscut și acesta. Și Dion Pugil îi spune, după vreme, îi spune să stea cu el și Dar treptat... Dar Ion Pugil e mai bătrân decât Iosif. Da. E mai bătrân decât Iosif, era mai bătrân. Păi dacă spun data trecută, a spus că după ce o să moară Iosif, o să ia locul, cred că era mai bătrân cu Iosif. Da, poate că da. Poate că da, dar ce înseamnă mult? Mult este ceva foarte discutabil. Vezi, dacă între voi e o diferență de 2 ani, asta e o diferență mare. Dacă e o diferență de 4 ani, este o diferență și mai mare. Dacă între... Și dacă e o diferență de... Da, între oamenii bătrâni, între oamenii mari, dacă e o diferență de 10-20 de ani între niște oameni care au trecut de 60 de ani, poate că diferența nu mai este atât de mare. Așa e? Da, pentru că toți arată la fel. Pentru că viața lor a fost mai lungă. Toți arată la fel. Toți arătăm, noi oamenii bătrâni, arătăm toți la fel. Efrem și cu mine, că spuneam că Efrem e mai bătrân ca mine cu o zi. Eu sunt cel mai tânăr de aici, sunt bebe. Da, 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 știu, Efrem, nu ești chiar mai bătrân. Bine, bine. Odată, după ce spovedise un ucigaș, Dion i-a spus ajutorului său. Ce înseamnă ucigaș? Un om care a omorât alt om. Un ucigaș. Asta este o mare nelegiuire. Și... Sigur, e un lucru foarte rău. Dar răspund ție, Iosif, în realitate, oamenii aceștia din lumea laică nu sunt niște păcătoși adevărați. De câte ori îmi imaginez că sunt în pielea unuia dintre ei, îmi apar ca niște copii. Nu sunt cuminți, nu sunt buni, nu sunt nobili, sunt egoiști, sunt mânați de pofte, sunt vanitoși, sunt gata să mânieze. Dar, de fapt, ei sunt nevinovați în felul în care sunt și copiii. Pentru că nu înțeleg bine ce fac. Bine, da, i-a spus Iosif, foarte des să iei la trei păzește, le zugrăvești în fața ochilor iadul. Păi tocmai de-aia sunt niște copii și când dau mustrări de cuget și vin să spovedească, vor să fie luați în serios. Să fie muștruluit serios. Asta e părerea mea. Tu, când spovedeai, ai procedat altfel. N-ai mustrat, n-ai pedepsit, n-ai dat canoane. Te-ai arătat prietenos și ai lăsat pe oameni să plece doar cu un săru de frate. Nu te dojenesc, dar eu n-aș putea să fac la fel. De ce? A întrebat Iosif. De ce când m-am spovedit eu n-ai făcut și cu mine la fel?
Pe mine m-ai sărutat în tăcere și n-ai spus niciun cuvânt despre pedeapsă. Mai țineți minte, Iosif? Da. S-a spovedit la Dion. Dion s-a uitat la el. N-am făcut bine? Nu spun că n-ai făcut bine. Cu siguranță că ai făcut bine, că altfel nu mi-ar fi fost de atâta folos spovada la tine. Atunci lasă. De altfel, ți-am și dat o aspră și lungă pedeapsă, fără să o rostesc în cuvinte. Te-am luat cu mine și te-am tratat ca pe sluga mea. Te-am constrâns, te-am obligat să te întorci la misiunea pe care erai gata să o abandonezi. S-a întors să plece pentru că nu-i plăcea să vorbească mult, dar Iosif de data asta a fost îndărătnic. Da, tu știai de atunci că o să-ți dau ascultare pentru că îți promisesem înainte de spovedanie, înainte să știu cine ești. Așa că, spune-mi, numai din cauza asta te-ai purtat în felul ăsta cu mine? Celălalt s-a dus, Dion, s-a dus câțiva pași mai încolo, s-a oprit, a venit înapoi, a pus mâna pe umeri și a spus: Oamenii din lumea largă sunt copii, fiul meu. Sfinții, vezi bine, sfinții nu vin la noi. Fiul meu. Îi spune fiul meu pentru că era duhovnic. Și atunci, eu dacă mă spovedesc, eu mă duc să mă spovedesc la un om care e mai tânăr decât mine, cu vreo 10 ani. Dar el poate să-mi spună, eu îi spun lui părinte, pentru că și eu sunt fiul lui duhovnicesc, chiar dacă e mai tânăr decât mine. Înțelegi? Numai că aici Dion era chiar mai bătrân. E clar? Fiul meu în sensul ăsta, fiul meu duhovnicesc. Oamenii din lumea largă sunt copii, fiul meu. Iar sfinții, vezi bine, nu vin să se spovedească la noi. Noi însă, tu și eu și alții de-o seamă, noi pusnicii, noi căutătorii adevărului, noi care am fugit de lume, noi nu suntem copii. Noi nu suntem nevinovați și nu putem fi puși în bună rânduială prin predici și prin pedepse. Noi, spune Dion, suntem adevărații păcătoși, pentru că noi știm și gândim, noi am mâncat din pomul cunoașterii. Așa că nu putem să ne purtăm unii cu alții ca niște copii care sunt atinși cu nuiaua și pe urmă lăsați să alerge, să se joace, să meargă la ale lor. După spovedanie și căință, noi nu ne mai refugiem în lumea copiilor, unde sunt sărbători și se fac afaceri și câteodată și omoruri și... Noi nu trăim păcatul ca un scurt vis urât de care te poți lepăda prin spovedanie și prin jertfă. Noi, dacă n-am devenit sfinți, stăruim în păcat. Rămânem în păcat și focul ne arde conștiința, pentru că nu o să ne răscumpărăm niciodată marea vină dacă Dumnezeu nu ne privește cu bunăvoință după ce murim, dacă Dumnezeu nu ne dă harul Lui. Pentru asta, Iosif, pentru asta nu ți-am ținut ție predici și nu era cazul să-ți dau canoane. Noi avem altă vârstă. Tu n-ai știut asta? Cu voce joasă, Iosif i-a spus: Ba da, am știut-o. Au mai trecut câțiva ani. Părintele Dion era încercat din ce în ce mai des de slăbiciune, așa că Iosif trebuia să-l ajute dimineața, pentru că singur nu se putea scula din așternut. Pe urmă, moșneagul se ducea să se roage și după rugăciune nu mai putea să se ridice singur. Pecea și el ca Iosif? Adică cum? Adică să fugă. Să fugă? Vrea să spună că dacă pețea și el ca Iosif... Dacă pețea și el, nu. Spune că nu mai avea putere. Spune că era din ce în ce mai bătrân. Era un bătrân care nu mai avea putere să se ridice singur, care avea nevoie de ajutor în toate cele. Nici spovedanii nu mai putea să asculte în fiecare zi. Și atunci, de multe ori, Dion îl chema și îi spunea: Mi se apropie sfârșitul, copilul meu.
Vezi, și Iosif era bătrân, dar îi spunea copilul meu pentru că era mult mai tânăr prin comparație. El era aproape de capătul vieții. Spune oamenilor, Iosif acesta este urmașul meu. Și când Iosif vrea să-l contrazică, să adauge vreun cuvânt, bătrânul se uita cu o privire care îi dădea fiori. Și nu mai zicea nimic. Într-o zi, când se sculase de unul singur și părea mai în puteri, l-a strigat pe Iosif și l-a dus undeva la marginea micilor grădini. Aici, în locul ăsta, să mă îngropi. Groapa o să o săpăm amândoi. Încă mai avem ceva timp. Hai, adu-mi hârlețul. Ce e aia hârleț? E un fel de sapă care are un fel de și care face gropi. Bravo, Efrem. Așa este. Ei, nu m-au auzit asta. Păi, auzi acum. Uite, Efrem a auzit. Și au început în fiecare zi să sape câte o bucățică în zorii zilei. Zi de zi. Când Ion era în putere, scotea el însuși câteva lopezi de pământ cu mare greutate, dar și cu multă voioșie, ca și cum munca asta i-ar fi făcut mare plăcere. Voioșia nu-l mai părăsea nici în timpul zilei. De când începuse să sape groapa, era mereu în toane bune. Pe mormântul meu să pui un palmier, a spus într-o zi. Poate că o să ajungi să și mănânci din fructele lui. Și dacă nu o să ajungi să mănânci din fructele palmierului, o să o facă altul. Eu am sădit când și când câte un pom, dar prea puțini, mult prea puțini. Unii spun că un bărbat nu trebuie să moară înainte să fi sădit măcar un pom și să fi lăsat în urmă un fiu. Eu las în urma mea un pom și te las pe tine. Tu ești fiul meu. Era liniștit și mai voios decât îl văzuse vreodată Iosif și a devenit și devenea de la o zi la alta mai voios și mai senin. Păi da, pentru că i s-a apropiat sfârșitul ăsta și era fericit că o să moară. Vreau să-ți povestesc ceva, i-a spus într-o zi. Într-o zi în care nu era nici obosit, nici somnoros. Mai știi, Iosif, ce greu ți-a fost înainte să ne întâlnim și cum erai sătul de viața ta? Mai știi cum ai fugit și te-ai hotărât să-l cauți pe bătrânul Dion și să-i spui povestea ta? Și cum pe urmă l-ai găsit în așezarea aia unor frați pe bătrânul pe care l-ai întrebat unde locuiește Dion Pugil? Și n-a fost o minune că bătrânul acela era Dion însuși? Mai știi? Acum vreau să-ți povestesc cum s-a întâmplat și pentru mine, pentru că și pentru mine a fost un lucru ciudat și tot un fel de minune. Știi, când un pusnic și un duhovnic îmbătrânește, după ce a ascultat foarte multe spovedanii ale păcătoșilor, care cred că este un om fără păcat, care cred că este deja un sfânt și nu știu că el este un păcătos și mai mare decât ei, tot ce ai făcut ți se pare că e fără folos și zadarnic. Tot ce înainte ți s-a părut că te face sfânt, ți se pare că nu mai are nicio valoare. Și acum, îi spune Dion, a venit și pentru mine, fii atentă, Antonia, și acum a venit și pentru mine ceasul spovedaniei. Și cu mine s-a întâmplat la fel, ca și cu tine. Am crezut că ce fac nu aduce niciun folos, că Duhul Sfânt m-a părăsit. Auzim vorbindu-se de un pusnic pe numele lui Iosif Famulus. Oamenii se duceau la el să se spovedească și se duceau mulți cu mai mult drag decât la mine, pentru că era un om blând și prietenos, care nu cerea nimic de la mărturisitori, nu-i mustra, se purta cu ei frățește și se despărțea de ei cu un sărut. Eu nu făceam așa, știi bine? Și când mi s-a povestit prima oară despre acest Iosif, felul lui de a se purta mi s-a părut că e așa, o nerozie, o copilărie. Deci mi s-a părut că felul de a spovedi a lui Iosif este copilăros, că n-are nicio valoare. Și după aia am început să mă întreb, ce putere o fi având totuși acest bărbat? Și m-am hotărât să plec și să-l caut pe Iosif.
să-i mărturisesc impasul în care am ajuns și să-i cer sfatul. Și dacă n-avea să-mi dea niciun sfat, să capăt poate de la el puțină mângâiere și puteri noi. Și hotărârea asta mi-a adus o mare ușurare. Am pornit către locul unde știam că și-are sihăstria. Și în vremea asta, fratele Iosif trăia același zbucium și făcuse același lucru ca mine. Fugisem amândoi să cerem sfatul unul celuilalt. Asta e bun. Când i-am văzut fața, încă înainte să-i fi găsit coliba, l-am recunoscut de la primele vorbe. Arăta exact așa cum așteptam. Dar fugise, îi mersese rău, tot așa de rău ca mie sau poate și mai rău. Și n-avea de gând să asculte spovedanii, era mânat de dorința să spovedească el însuși și să-și depășească impasul cu ajutorul altuia. În ceasul ăla a fost pentru mine o foarte ciudată dezamăgire. M-am simțit trist, trist, nespus de trist. Dacă și Iosif acesta, care nu mă cunoștea, era istovit de menirea lui, era copleșit de deznădejde, dacă și lui se părea că viața nu are niciun sens, însemna că trăisem amândoi fără folos? Vezi, îți spun acum lucruri pe care le știi. Am rămas noaptea aia singur, acolo unde ne-am întâlnit. Tu ți-ai găsit adăpost la frați, eu m-am adâncit în gânduri, mă puneam în locul tău și îmi spuneam: ce o să facă el mâine, când o să afle că a fugit degeaba, că degeaba și-a pus speranța în pugil, când o să afle că și pugil a fugit și că și el este un învins. Cu gândurile astea am putut până la urmă să adorm. A doua zi ai pornit în pelerinaj cu mine și a doua zi ai devenit fiul meu duhovnicesc. Povestea asta am vrut să ți-o spun. Văd că plângi. Nu ea plânge. Dion îi spune lui Iosif: văd că plângi. Plângi. E bine să plângem. Omul e o ființă ciudată, așa că nu e cu neputință ca într-o vreme suferințele și zbuciumul să vină iarăși asupra ta și să încerce iarăși să te biruie. Fie ca Domnul să-ți trimită atunci un fiu și un discipol tot așa de prietenos, tot așa de răbdător, tot așa de mângâietor, cum mi-a trimis Dumnezeu mie în persoana ta. Cât despre creanga de copac la care ai visat atunci când vrei să te spânzuri, pot să spun un singur lucru. E un păcat și o nebunie să-ți dai asemenea moarte. Chiar dacă pentru Mântuitorul nostru e o nimica toată să ierte dacă vrea și acest păcat. Dar dincolo de asta, e mare păcat ca un om să moară cu deznădejdea în suflet. Dumnezeu ne trimite deznădejdea nu ca să ne luăm viața, ne-o trimite ca să trezească în noi o viață nouă. Și când ne trimite moartea, Iosif, când ne desprinde de pământ și de trup și ne cheamă dincolo, atunci, cum ai spus tu, Mircea, atunci, dacă suntem bătrâni în special, atunci e mare bucurie. Să poți să dormi când ești trudit, să poți să lași o povară pe care ai purtat-o prea mult. Asta e un lucru minunat. De când am început să săpăm groapa, să nu uiți de palmierul pe care ți-am spus să-l sădești. Da, de când am început să săpăm groapa, am fost mai voios și mai mulțumit decât am fost de nu mai țin minte câți ani. Am vorbit mult, fiule. Poate că ești obosit. Du-te la culcare. Dumnezeu să fie cu tine. A doua zi, Dion n-a venit la rugăciunea de dimineață și nu l-a chemat nici pe Iosif să-l ajute. A murit. Când Iosif s-a dus în vârful picioarelor lângă coliba lui Dion, l-a găsit adormit, cu fața iluminată de un zâmbet copilăros, cu o strălucire minunată. L-a îngropat, a sădit pomul în groapă și a trăit până când pomul a dat primele roade. Și până am murit eu. Și acum, la întrebarea pe care ai pus-o tu, Efrem,
Dacă a ajuns sfânt sau nu, spune-mi tu ce crezi. Eu cred că da. Și eu.